Bucovina Rădăuți a remizat scor 2-2 în compania celor de la Dante Botoșani, într-un meci amical disputat sâmbătă dimineață pe stadionul Mecanex. Echipa antrenată de Florin Cristescu a marcat prin Săhlean și Stoian, iar golurile gazdelor au fost semnate de Marin și Kim. Într-un alt meci amical disputat în weekend, Șomos Fălticeni a cedat pe terenul celor de la Știința Miroslava cu scorul de 1-2. Golul fălticenenilor a fost marcat de Alex Ciobanu, iar fostul jucător al celor de la Șomuz, camerunezul Wilfred, a înscris golul victoriei pentru Miroslava.